Lucrări de amploare au fost realizate în cartierul Schela de Sus după ce au fost introduse toate utilitățile în ordinea firească, apă potabilă, canalizare și gaz. S-a dat drumul lucrărilor la ultima etapă de modernizare a cartierului și anume asfaltarea străzilor. Edilul și-a transformat promisiunile în realitate. Cartierul Schela de Sus a primit o nouă înfățișare, iar promisiunile au fost puse în practică, acesta începând să arate ușor-ușor ca o carte de vizită a orașului, fapt ce nu se putea spune în trecut. De mai bine de 30 de ani nu s-au efectuat lucrări în cartierul Schela de Sus, drumul era aproape necirculabil, mai ales pe timp de vreme nefavorabilă. Deci astăzi începem primul strat pe Bulevardul Vârciorova. Cred că sunt 30 de ani de când... cel puțin de când acest bulevard n-am văzut o stradă de asfalt. Când credeți că reușim să terminăm primul strat? Bulevardul, da. Cred că mâine seară suntem gata. Așa de repede? Da. Pe ambele benzi și... Ambele benzi lucrez cu două finisoare. Trebuie să terminăm până mâine seară. Și după aceea mergem la ridicat de capace. Da, tot da. Ce da. Și când, ce să le spunem oamenilor? Când credem că l-am putea termina? Da. În octombrie e gata? Da. Mai devreme, nu? Da. Deci acum, la începutul anului școlar, copiii vor veni pe asfalt. După atâția ani. Da. Trotuarele văd că sunt deja terminate, urmează și primul strat de asfalt. Ce să vă zic? Vă urez succes, haideți să dăm drumul la treabă. Hai să le vedem începând, lucrând. Edilul orașului, pe lângă multele proiecte pe care le-a dus la bun sfârșit, a acordat o atenție deosebită și cartierelor mărginașe ale orașului, care parcă au fost lăsate de izbeliște de-a lungul anilor și care astăzi, iată că prind în sfârșit contur. Oamenii se arată extrem de încântați și parcă nu le vine să creadă că o să dea uitării praful și nămolul care ar fi fost nelipsite, mai ales în perioada următoare. Copiii vor putea în sfârșit să meargă la școală din septembrie pe un tronson de drum asfaltat care să-și merite într-adevăr titulatura de bulevard. Da, este denumit bulevard, dar nu arăta în niciun fel ca un bulevard, ca și suprafață. Da, sunt patru benzi, dar... Sunt zeci de ani de când nu s-a mai pus un strat de asfalt, un centimetru de asfalt pe acest bulevard. Suntem bucuroși, bulevardul Vârciorova în trei zile are deja primul strat, iar până la sfârșitul lunii septembrie va fi dat în folosință. S-a lucrat mult pentru că au fost și probleme aici, vorbim de preluarea apelor, vorbim de canalizare acolo unde a fost cazul. Suntem în grafic din punctul meu de vedere. Important este că cei din Schela, cei care locuiesc în această zonă, nu vor mai avea problemele ce le aveau în anii trecuți. Înainte era dezastru, acum e super. Sunt mai frumos ca în oraș. Ce părere aveți despre implicarea domnului primar în cartierele mărginașe, în special în zona dumneavoastră? Domnul Screciu, mi-a fost și director, așa că am părere bună despre el, foarte bună. Foarte mulțumit de ce? Da, sigur că da. Față de domnul Gherghe sunt super mulțumit. Domnul Gherghe n-a vrut să facă nimic. Cât de mult au crescut condițiile? Păi sunt de toate. Gaz, apă, canal, tot. Absolut. Nu se compară cu ce a fost înainte. Nici eram mai rău ca la țară, într-o comună de nu știu unde. Acum, super bine. Și ne bucurăm de faptul că s-a continuat asfaltarea pe bulevard și sperăm că și pe strada cu autobuzul o să continue. E altceva, ne simțim și noi de-ai orașului, chiar dacă prin cartier eram lăsați mai de izbeliști, așa, deci ne bucură lucrul ăsta și pe copii că avem școala și se chinuiau săracii să traverseze până și strada la magazin și sperăm să fie totul din ce în ce mai bine. Ce părere aveți despre implicarea domnului primar în cartierele mărginale? Deci este singurul din conducere, din primărie, care s-a implicat, într-adevăr, nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Și ne îi mulțumim pentru lucrul acesta și sperăm să fie și de acum încolo alături de noi, cum este și cu orașul.
Pe lângă faptul că nu se putea circula într-un mod adecvat, existau frecvent probleme din cauza acumulării de apă, rezultate din cauza ploilor, fapt ce îngreuna și mai tare circulația din zonă, precum și inundarea locuințelor cetățenilor. În zilele următoare se va începe și asfaltarea porțiunii de pe calea Dudașului până la intersecția cu Răscoalei, lângă cimitir. Aceste străzi au fost asfaltate din bani europeni, iar gropile, praful și nămolul vor deveni doar o amintire datorită implicării edilului Marius Screciu.